Bună ziua, suntem la școala Auto Masterclass și împreună cu voi astăzi o să încercăm să rezolvăm cele mai dificile 20 de întrebări pe care îl avem pe site-ul Online este un site des utilizat de către toți cursanții pentru a exersa examenul online. Și iată avem prima întrebare, observați avem 33.850 de răspunsuri corecte și 20.047 de răspunsuri incorecte. Întrebarea numărul 1 sună în felul următor, căror vehicule este obligat să cedeze trecerea conducătorului autoturismului în situația din imaginea alăturată, respectiv prima variantă numai vehiculor care se apropie de intersecție pe drumul ce urmează a fi intersectat, varianta 2 numai vehiculor care se apropie pe drumul cu prioritate și varianta cu numărul 3 tuturor vehiculilor. Răspunsul corect este cel prevăzut în varianta cu numărul 2, însă site-ul generează răspunsul corect ca fiind cu numărul 3, este un răspuns greșit generat pe site, de asta dacă voi veți răspunde cu varianta numărul 2, veți răspunde anume acel răspuns este și corect. Comentariu. După cum observăm în poză, avem o intersecție a drumurilor de semnificație neechivalente, adică avem două drumuri neegale. În cazul dat, neegalitatea este creată anume de prezența indicatorilor rutiere 2.2 cedează trecerea, care obligă conducătorul vehiculor ce se deplasează pe drumul fără prioritate să cedeze trecerea tuturor vehiculor care se apropie de intersecție pe drumul cu prioritate. De obicei, în cazul prezenței indicatorului rutier 2.1 cedează trecerea, drumul cu prioritate este drumul cu care ne intersectăm. Dacă nu ar exista panou adițional, atunci drumul cu prioritate ar merge din partea stângă în dreapta, adică este drumul cu care noi ne-am intersecta. Însă în situație din imagine, pe lângă indicatorul rutier 2.1, cedează trecerea, avem prezent și indicatorul rutier 6.15.1, care îl observăm aici, aici sub indicator, care ne informează despre direcția drumului cu prioritate în intersecție. În cazul dat, drumul cu prioritate vine din stânga și continuă pe direcția înainte. Într-o asemenea situație, conducătorul autoturismului roșu are obligația să cedeze trecerea tuturor celora care vin din stânga sau din direcția înainte, indiferent de direcția lor de depasare ulterioară. Între autoturismul roșu și un alt autoturism care se poate afla în intersecție tot pe drumul fără prioritate. De exemplu, un autoturism care ar veni din dreapta și în cazul în care direcțiile lor de deplasare s-ar intersecta, se va aplica regula de traversare a intersecțiilor de semnificație echivalente, adică se va ceda din dreapta foarte mare atenție încă o dată menționez răspunsul pe site este greșit respectiv răspunsul corect este prevăzut de varianta cu numărul 2 veți trebui să cedați trecerea doar vehiculelor care se apropie pe drumul cu prioritate între voi și celălalt vehicul de pe drumul fără prioritate se va aplica prioritatea de dreapta și va trece cel care nu are obstacol din partea dreaptă întrebarea numărul 2 Indicați ordine de traversare a intersecției pentru autoturismele din imagine. Prima variantă, verde concomitent cu cel roșu, galben, alb. Varianta 2, verde, galben, alb, roșu. Varianta 3, verde, galben, apoi cel alb concomitent cu autoturismul roșu. După cum observăm în poză, avem o intersecție a drumurilor de semnificație neechivalentă. Adică o intersecție de două drumuri neegale. În cazul dat, neegalitatea este creată de prezența indicatoarelor rutiere drum cu prioritate. Respectiv, din două părți a intersecției avem drum cu prioritate și din celelalte două părți a intersecției vom avea cedează trecerea. Însă, în situația din imagine, pe lângă indicator rutier 2-3 drum cu prioritate, avem prezent și indicator rutier 6151 care ne informează despre direcția drumului cu prioritate. În cazul dat, pe drumul cu prioritate se află autoturismul verde și autoturismul galben. Între acestea se va aplica regula de traversare a intersecțiilor de semnificație echivalentă, adică se va ceda trecerea din dreapta. Autoturismul verde nu are obstacol din partea dreaptă așa că va trece primul. Acesta urmând să treacă după cel verde. Ulterior, aceeași regulă o vor aplica între ei și conducătorii care circulă pe drumul fără de prioritate. Însă, potrivit punctului 56 alineatul 1 din regulamentul circulației rutiere, în cazul în care traiectoria de mers prin intersecția vehiculor nu se intersectează, acestea se pot deplasa concomitent. Astfel, Logica de traversare a intersecțiilor de semnificație neechivalentă este de a elibera intersecția cât mai rapid. Într-o asemenea situație, vom găsi primul vehicul care urmează să treacă în intersecție, acesta fiind vehiculul de culoare verde, care se află pe drumul cu prioritate și nu are un obstacol din partea dreaptă. În același timp, observăm că autoturismul roșu. Chiar dacă se află pe drumul fără prioritate, nu se intersectează cu niciuna dintre direcțiile celorlalte autoturisme. Astfel, acesta poate circula concomitent cu autoturismul verde. După asta, va traversa intersecția autoturismul galben, care se află pe drumul cu prioritate, dar avea obstacol pe autoturismul de culoare verde. Ultimul va traversa intersecția autoturismul alb respectiv răspunsul corect este prevăzut de varianta cu numărul 1. Întrebarea numărul 3 În cazul semnalului galben intermitent care funcționează în semafoare, ordinea de traversare a intersecției va fi prima variantă, microbuzul, autocamionul, autoturismul, Varianta 2, autoturismul, microbuzul, autocamionul, varianta 3, autocamionul, microbuzul, autoturismul și varianta cu numărul 4, autocamionul, autoturismul, microbuzul. După cum observăm în această poză, avem o intersecție a drumurilor de semnificație echivalentă, adică o intersecție a două drumuri egale. În cazul dat, egalitatea este creată de îmbrăcămintea identică a carosabelului și lipsa indicatoarelor rutiere de prioritate. Această intersecție este una și cu circulație nedirijată, deoarece chiar dacă există semafor în intersecție, acesta nu funcționează arătând doar culoarea galben intermitent. Respectiv, vehiculele între ele vor trebui să respecte regulile de traversare a intersecții de semnificație echivalentă, adică să cedeze trecerea din dreapta dacă direcția lor de deplasare se intersectează cu direcția celorlalte vehicule. Ulterior, în cazul verării la stânga sau a întoarcerii, conducătorii de vehicule trebuie să cedeze trecerea vehiculor care vin din sensul opus și se vor deplasa înainte sau la dreapta. În situația dată, două vehicule nu au obstacol din partea dreaptă, acestea fiind autoturismul roșu care virează la dreapta și nu se intersectează cu traiectoria camionului și nemijlocit conducătorul camionului. Astfel, autoturismul roșu va trece în intersecție primul. Următorul, care nu are obstacol din partea dreaptă, este conducătorul camionului, însă el are obligația să cedeze trecerea tuturor vehiculor care circulă din sensul opus și se deplasează pe direcția înainte sau la dreapta, respectiv acesta va trece după conducătorul microbuzului. Într-o asemenea situație, răspunsul corect este prevăzut de varianta cu numărul 2, Întrebarea numărul 4. În situația dată, conducătorul autocamionului este obligat. Prima variantă: să cedeze trecerea ambelor vehicule. Varianta numărul 2: să traverseze intersecția primul. Varianta cu numărul 3: să cedeze trecerea numai automobilului cu regim prioritar de circulație. După cum observăm în această poză, avem o intersecție a drumurilor de semnificație neechivalentă, adică o intersecție a două drumuri neegale. În cazul dat, neegalitatea este creată de prezența indicatoarelor rutiere drum cu prioritate și respectiv cedează trecerea. Respectiv din două părți a drumului avem drumul cu prioritate, iar din alte două părți avem cedare de trecere însă această intersecție este și cu circulație dirijată. Deoarece există semafoare în intersecție și acestea funcționează. Astfel, nu vom ține cont de indicatoarele rutiere de prioritate, deoarece semnalele semaforului sunt prioritare față de indicatoarele rutiere. Observăm că avem un vehicul cu regim prioritar de circulație care potrivit regulamentului circulației rutiere punctul 105 106 va trece primul în intersecție. Ulterior, în cazul virării la stânga sau întoarcerei, conducătorul de vehicul trebuie să cedeze trecerea vehiculor care vin din sensul opus și se deplasează pe direcția înainte sau la dreapta, respectiv primul va traversa intersecția vehicul cu regim prioritar de circulație, după el camionul și ultimul va traversa intersecția microbuzul. În această situație, răspunsul corect este prevăzut de varianta cu numărul 3. Întrebarea numărul 5. Ce semnificație are indicatorul rutier din imagine? Prima variantă informează despre prezența unei sau mai multor benzi de circulație pe sectorul în cauză de drum pe care direcția de deplasare poate fi schimbată provizor în sensuri opuse. Varianta numărul 2 avertizează despre apropierea de un sector de drum cu circulație în ambele sensuri și varianta cu numărul 3 informează despre intersectarea cu un drum care are una sau mai multe benzi de circulație pe care direcția de deplasare poate fi schimbată provizoriu în sensuri opuse. Indicatorul rutier 575 se cheamă circulație reversibilă și ne informează despre prezența unei sau mai multor benzi de circulație pe sectorul de drum în cauză pe care Direcția de deplasare poate fi schimbată provizoriu în sensuri opuse, respectiv răspunsul corect este prevăzut de varianta cu numărul 1. Întrebarea numărul 6. La ce poate conduce reducerea bruscă a vitezei sau oprirea inopinată imediat după executarea manevrei de depășire? Prima variantă la creșterea intensității temperaturii frâinilor, autovehiculor care a executat depășirea și ieșirea acestora din uz. Varianta 2. La surprinderea conducătorului auto depășit și ca urmare la coliziunea acestuia vehicul cu cel care a efectuat depășirea. Și varianta cu numărul 3. La urmările descrise în punctele precedente. Conducerea preventivă a vehicului prezintă un factor important în garantarea securității traficului rutier. Semnalizarea oricărei manevre trebuie efectuată din timp, chiar dacă nu-i acordă prioritate conducătorului. Așadar, pentru a nu crea condiții propice producerea accidentului rutier, imediat după executarea depășirii, conducătorul nu trebuie să reducă brusc viteza sau să oprească decât în cazuri excepționale, întrucât, în caz contrar, Lundul prin surprindere pe conducătorul vehiculului depășit, poate avea loc o coleziune între aceste vehicule. Atât reducerea bruscă a vitezii, cât și oprirea inopinată nu pot să provoace ieșirea din uza frânelor. Respectiv, răspunsul corect este prevăzut de varianta cu numărul 2. Întrebarea numărul 7. În ce ordine vehicule vor traversa intersecția? Prima variantă, microbuzul, tramvaiul, autoturismul. Varianta 2, tramvaiul, microbuzul, concomitent cu autoturismul. Și varianta cu numărul 3, microbuzul, concomitent cu autoturismul, apoi tramvaiul. După cum observăm în poza dată, avem o intersecție a drumurilor de semnificație neechivalentă, adică avem o intersecție a două drumuri neegale. În cazul dat, neegalitatea este creată de prezența indicatoarelor rutiere, drum cu prioritate și respectiv din celelalte părți, din partea asta și respectiv aceasta, ar trebui să avem indicatoarele de cedare a trecerii. Respectiv din două părți avem drum cu prioritate și din altele două părți avem cedare de trecere. Din toate vehiculele, doar microbuzul se află pe drumul cu prioritate. Amintim că drumul cu prioritate merge din direcția microbuzului spre stânga. Observăm că în intersecție există și un tramvai. În aceste condiții, tramvaiul se află în condiții egale și concomitente cu conducătorul acestui autoturism alb, astfel ambele vehicule având cedare de trecere. Într-o asemenea situație, în cazul în care tramvaiul se află în condiții egale și concomitente, el capătă prioritate în intersecție și între el și acest conducător nu se mai aplică prioritate de dreapta. Respectiv primul va traversa intersecția microbuzul, indiferent de direcția lui de deplasare, ulterior va traversa tramvaiul și ultimul va traversa intersecția conducătorul autoturismului alb. Răspunsul corect este prevăzut de varianta cu numărul 1. Întrebarea numărul 8. Efectuând virajul cu autoturismul cu tracțiunea pe față pe un drum acoperit cu zăpadă, ați mărit brusc turația motorului. La ce consecințe periculoase poate conduce această acțiune? Prima variantă, parte din spate a autoturismului poate derapa de la direcția de deplasare dată de conducător. Varianta 2, parte din fața autoturismului poate devia de la direcția de deplasare dată de conducător. Și varianta cu numărul 3, autoturismul succede rotația volanului fără deviere. Dacă pornindu-vă de pe un loc sau deplasându-vă cu viteză mică, ocolind obstacolul, veți mări brusturația motorului, poate avea loc deraparea părții din fața acestuia în direcția contrară sensului de viraj. Acest fenomen se poate petrece din cauza creșterii rezistenței la rularea roții pe drumul înzăpezit și totodată din cauza reducerii aderenței roții cu calea. Deci, la mărirea bruscă a aturației în motorului, poate avea loc patinarea roților și prin aceasta reducerea forțelor laterale care mențin stabilitatea roților de direcție. Așadar, deraparea este îndreptată în direcția contrară a sensului de virare, întrucât rezultanta forțelor din pata de contact a roții cu calea nu coincide cu direcția forței la roată care se află în planul de rotație a roții. Răspunsul corect este prevăzut de varanta cu numărul 2. Întrebarea numărul 9. Remorcarea autovehiculor cu sistemul de direcții defectat, prima variantă este permisă numai prin încărcarea părții din față a vehiculului remorcat în caroserie vehicul tractor sau pe o platformă de remorcare. Varianta 2 este permisă prin intermediul unei bare metalice cu plaj rigid cu lungime de cel mult 3 metri în cazul în care masa vehiculului remorcat nu depășește jumătate din masa de facto a vehiculului trăgător. Varianta numărul 3 este permisă prin intermediul unui dispozitiv care se asigure posibilitatea vehiculului remorcat de a se încadra în traiectoria remorcherului, varianta cu numărul 4 este permisă conform modalităților indicate la punctele 2 și 3 și varianta cu numărul 5 este permisă utilizând oricare din modalitățile enumerate. Regulamentul circulației rutiere permite remorcarea autovehiculului cu sistemul de direcție defectat numai prin încărcarea părții din fața vehiculului remorcat în caroserie vehiculului tractor sau pe o platformă de remorcare. Aceasta este prevăzută în punctul 75-lei trace din regulamentul circulației rutiere, așadar răspunsul corect este prevăzut în varianta cu numărul 1. Întrebarea numărul 10. Exploatarea vehiculului nu este interzisă în cazul în care acesta este echipat. Prima variantă, în față cu dispozitive de iluminare, semnalizare luminoasă de culoare albă, galbenă sau portocalie, iar dispozitivele fluorescent reflectorizante sunt de culoare albă. Varianta 2. În spate, cu lanterne, excepție cele de semnalizare a deplasării cu spatele și de iluminarea plăcii cu numărul de matriculare ce emită o altă lumină decât cea roșie, galbenă sau portocalie, iar dispozitivele fluorescent reflectorizante sunt de altă culoare decât cea roșie. Și varianta cu numărul 3. În față, cu dispozitive de iluminare semnalizare luminoasă de alte culori decât cea albă, galbenă sau portocalie, iar dispozitivele fluorescent reflectorizante sunt de o altă culoare decât cea albă. Nu este interzisă exploatarea vehiculului în cazul în care acesta este echipat în fața cu dispozitive de iluminare semnalizare luminoasă de culoare albă, galbenă sau portocalie, iar dispozitivele fluorescente reflectorizante sunt de culoare albă. Regulamentul interzice instalarea în fața dispozitivelor de iluminare și semnalizare luminoasă de o altă culoare decât cea albă, galbenă sau portocalie, iar în spate de o altă culoare decât cea roșie, galbenă sau portocalie respectiv răspunsul corect este prevăzut de varianta cu numărul 1. Întrebarea numărul 11. Vehicule vor traversa intersecția în ordinea următoare. Prima variantă, microbuzul, camionul concomitent cu autoturismul, varianta 2, autoturismul concomitent cu camionul, apoi microbuzul și varianta cu numărul 3, autoturismul, microbuzul, camionul. După cum observăm în această poză, avem o intersecție a drumurilor de semnificație echivalentă, adică o intersecție a două drumuri egale. În cazul dat, egalitatea este creată de îmbrăcămintea carosabilului identică și de lipsa indicatoarelor rutiere. Această intersecție este și cu circulație nedirijată, ori în intersecție lipsesc semafoarele și agentul de circulație. Respectiv, vehiculele între ele vor trebui să respecte prioritatea de dreapta dacă direcțiile lor de deplasare se intersectează. Ulterior, în cazul verării la stânga sau a întoarcerii, conducătorul de vehicul trebuie să cedeze trecerea vehiculor care vin din sensul opus și se vor deplasa înainte sau la dreapta. În situația dată, două vehicule nu au obstacol din partea dreaptă, acestea fiind autoturismul roșu și camionul. În situația dată, două vehicule nu au obstacole din dreapta, acesta fiind autoturismul roșu care virează la dreapta și nu se intersectează cu direcția camionului și camionul care nu are obstacol din dreapta. Astfel, primul va traversa intersecția autoturismul roșu. Următorul care nu are obstacol din dreapta este conducătorul camionului. El însă are obligația să cedeze trecerea tuturor vehiculor care vin din sensul opus și merg înainte sau la dreapta. Respectiv, voia trece după conducătorul microbuzului. Ultimul va trece conducătorul camionului, după cum am menționat. Respectiv, răspunsul corect este prevăzut în varianta cu numărul 3. Întrebarea numărul 12. Care este semnificația marcajului rutier vertical din imagine? Variantele de răspuns nu se să le citesc, pentru că ambele variante sunt greșite. În principiu, iarăși este o întrebare care a fost deja exclusă. În măsura posibilităților, o să o încercăm să vă o reprezentăm așa cum este ea în chestionare, și respectiv variantele de răspuns care vor fi acolo. În principiu, răspunsul corect o să. Fie aici varianta 1 marchează suprafața laterală a parapetelor. În schimb, în răspunsurile din chestionare, o să vedeți că răspunsul corect de fapt este marchează suprafața laterală a parapetelor în toate locurile periculoase și respectiv acest răspuns care este aici menționat cu verde, fiind unul greșit, o să trebuiască să rezolvați întrebarea așa cum este ea în chestionare. Nu o să întâlniți această întrebare la examene, ea nu mai există. Întrebarea numărul 13. Indicați ordinea de traversare a intersecției în situația din imagine. Prima variantă, autoturismul galben, concomitent cu cel albastru, tramvaiul, autoturismul roșu. Varianta numărul 2. Autoturismul galben, tramvaiul, autoturismul roșu, concomitent cu, cu cel albastru. Varianta numărul 3. Tramvaiul, concomitent cu, cu autoturismul albastru, autoturismul galben, autoturismul roșu. După cum observăm în poză, avem o intersecție cu circulație nedirijată deoarece nu funcționează semafoarele. Această intersecție este una de semnificație neechivalentă, adică o intersecție de două drumuri neegale. În cazul dat, neegalitatea este creată de prezența indicatoarelor rutiere, drum cu prioritate și cedează trecerea. Noi vedem doar cedează trecerea, observăm cu partea de verso indicatorul de prioritate, drum cu prioritate 2-3. Respectiv, din două părți a intersecției vom avea drum cu prioritate, iar din celelalte două părți a intersecției vom avea cedează trecerea. Din toate vehiculele, doar autoturismul galben se află pe drumul cu prioritate. Asta ne informează panoul adițional care îl observăm aici. Drumul cu prioritate merge, iată, așa cum vedeți, după direcția autoturismului galben. Astfel, Conform punctului 56, aleantul 1, regulamentul circulației rutiere, astfel, acesta va traversa intersecția primul. Conform punctului 56 alineatul 1 din regulamentul circulației rutiere, în cazul în care traiectoria de mers prin intersecția vehiculelor nu se intersectează, acestea se pot deplasa concomitent. Astfel, logica traversării intersecției de semnificație neechivalentă este de a elibera cât mai repede intersecția. Într-o asemenea situație, Vom găsi primul vehicul care urmează să treacă în intersecție, acesta fiind vehiculul de culoare galbenă, care se află pe drumul cu prioritate și nu are obstacol din partea dreaptă. În același timp, observăm că autoturismul albastru, chiar dacă se află pe drumul fără prioritate, nu se intersectează cu niciuna dintre direcțiile celorlalte autoturisme. Astfel, el poate continua circulația concomitent cu cel galben. Ulterior, mai observăm că în intersecție există un tramvai. Acesta se află în condiții egale și concomitente de deplasare cu autoturismul roșu, astfel el va avea prioritate și va trece intersecția al treilea. Ultimul va trece intersecția autoturismul roșu. Răspunsul corect este prevăzut de varianta cu numărul 1. Întrebarea numărul 14. În imaginea dată, conducătorul microbuzului, prima variantă, va ceda trecerea numai automobilului cu regim prioritar de circulație, varianta numărul 2 va ceda trecerea ambelor vehicule, varianta cu numărul 3 va traversa intersecția primul și varianta cu numărul 4 va ceda trecerea numai autocamionului. După cum observăm în poza dată, avem o intersecție a drumurilor de semnificație neechivalentă, adică o intersecție de două drumuri neegale. În cazul dat, neegalitatea este creată de prezența indicatoarelor rutiere drum cu prioritate și cedează trecerea. Respectiv, din două părți a intersecției avem drum cu prioritate, iar din alte două părți avem cedează trecerea. Însă această intersecție este și cu circulație de dirijată. Deoarece există semafor și acesta funcționează, astfel nu vom ține cont de semnificația indicatoarelor rutiere prezente în intersecție, semnalele semaforului fiind prioritare și superioare. Observăm că avem un vehicul cu regim prioritar de circulație, care potrivit punctului 105 și 106 din regulamentul circulației rutiere, va avea prioritate și va trece primul în intersecție. Ulterior, în cazul virării la stânga sau a întoarcerii, conducătorul vehicului trebuie să cedeze trecerea tuturor vehiculor care se deplasează din sensul în opus pe direcția înainte sau la dreapta. Într-o asemenea situație, primul va trece intersecția Conducătorul vehiculului cu regim prioritar de circulație, ulterior conducătorul camionului, ultimul va traversa intersecția conducătorul microbuzului. Respectiv răspunsul corect este prevăzut de varianta cu numărul 2. Întrebarea numărul 15. În care din locurile enumerate este interzisă depășirea? Prima variantă pe drumul public cu o lățime mai mică de 6 metri, varianta 2 pe drumurile cu linii de tramvai, varianta 3 în intersecțiile cu circulație nedirijată și în imediat apropiere înainte de acestea, varianta numărul 4 pe poduri, viaducte, rampe și sub acestea și varianta cu numărul 5 în toate locurile enumerate. Din toate locurile enumerate, depășirea este interzisă numai în intersecția cu circulația nedirijată și în imediată apropiere înainte de aceasta. În alte locurile din cele enumerate, depășirea cu respectarea regulamentului nu prezintă pericol. Respectiv, răspunsul corect este prevăzut de varianta cu numărul 3. Întrebarea numărul 16. Ordinea de traversare a intersecției în situația din imagine va fi următoarea: prima variantă, autoturismul concomitent cu motocicleta, camionul; varianta numărul 2, camionul, motocicleta, autoturismul; și varianta cu numărul 3, autoturismul, camionul, motocicleta. După cum observăm în poză, avem o intersecție a drumurilor de semnificație echivalentă, adică o intersecție a două drumuri egale și această intersecție este în forma literei T. În cazul dat, egalitatea este creată de îmbrăcămintea identică a drumului, care este de asfalt, și lipsa indicatoarelor rutiere. Această intersecție este cu circulație nedrijată, deoarece nu avem un polițist în intersecție sau semafoare. Respectiv, vehiculele între ele vor trebui să respecte prioritatea de dreapta dacă direcțiile lor de deplasare se intersectează. Ulterior, în cazul verării la stânga sau întoarcerei, conducătorul de vehicul va trebui să cedeze trecerea vehiculului care vine din sensul opus și se vor deplasa înainte sau la dreapta. În situația dată, vehiculul albastru, neavând un obstacol din partea dreaptă, va traversa intersecția primul după eliberarea intersecției de către autoturismul albastru, următorul care nu va avea obstacol din dreapta este conducătorul camionului. Ultimul, respectând aceeași regulă, va traversa intersecția conducătorul motocicletei. Poate vă gândiți că conducătorul motocicletei ar fi putut trece în același timp cu conducătorul autoturismului albastru însă nu este corectă o asemenea concluzie, deoarece la trecerea intersecțiilor de semnificație echivalentă, fiecare conducător va trece doar după ce va dispărea obstacolul din dreapta sa, astfel conducătorul motocicletei va aștepta ca să dispară obstacolul din dreapta sa, adică camionul și va trece doar după ce acesta va elibera intersecția. Respectiv, răspunsul corect este prevăzut în varianta cu numărul 3. Întrebarea numărul 17, în care caz vehiculul este reținut și adus la parcarea specială pentru a interzice exploatarea acestuia. Prima variantă nu a fost supus controlului tehnic de stat, lipsește ecusonul ce confirmă efectuarea acestuia sau raportul de verificare tehnică a vehiculului. Varianta numărul 2. A fost fabricat sau reutilat nerespectându-se standardele și normativele în vigoare privind siguranța traficului rutier. Varianta numărul 3 nu este matriculată în modul stabilit, varianta numărul 4 nu corespunde condițiilor prevăzute în punctele 1 și 2, și varianta cu numărul 5 nu corespunde niciuna dintre condițiile enumerate. Vehiculul este reținut și adus la parcarea specială pentru a fi interzisă exploatarea acestuia numai în cazul în care acesta nu este matriculat în modul stabilit. Respectiv, răspunsul corect este prevăzut de varianta cu numărul 3. Atunci când vehiculul a fost fabricat sau reutilat nerespectându-se standardele și normativele privind siguranța traficului rutier sau dacă vehiculul nu a fost supus controlului tehnic de stat, exploatarea acestuia se interzice doar prin retragerea plăcilor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare. Întrebarea numărul 18. Noțiunea spațiu de oprire înseamnă, prima variantă, spațiu parcurs de vehicul din momentul în care conducătorul acesta a observat pericolul până la momentul în care a început acțiunile concrete orientate spre evitarea accidentului în trafic în rutier. Varianta numărul 2. Spațiu parcurs de vehicul din momentul începerei frânării până la oprirea definitivă a vehicului. Și varianta cu numărul 3. Spațiu parcurs de vehicul din momentul în care conducătorul vehicului a observat pericolul până la oprirea definitivă a acestuia. Spațiul de oprire este spațiul parcurs de vehicul din momentul în care conducătorul a observat pericolul până la oprirea definitivă a acestuia, respectiv este răspunsul corect descris în varianta cu numărul 3. Întrebarea numărul 19. În ce caz trebuie conducătorul vehicului să mărească intervalul lateral la trecerea în sensuri opuse? Prima variantă când se deplasează pe carosabil umed, alunecos sau cu denivelări, varianta 2 la trecerea pe lângă vehiculul lung, varianta 3 când se deplasează cu viteză înaltă, varianta numărul 4 în cazurile enumerate în punctele 2 și 3 și varianta cu numărul 5 în toate cazurile enumerate. Neasigurarea de către conducător a intervalului lateral suficient la trecerea în sensuri opuse, atât în cazul deplasării cu viteză înaltă, cât și atunci când deplasarea are loc pe drumul umed, pe drumul alonicos sau cu suprafața denivelată, poate contribui la producerea coliziunii tangențiale. În primul rând, pe motivul formării de dintre aceste vehicule, iar în al doilea caz, datorită derapării posibile pe drumul umed al unicos sau datorită șocurilor produse de dinivelări. În cazul vehiculului lung, coliziunea poate avea loc datorită coridorului dinamic lateral, și laterală, care îl ocupă acest vehicul, mai cu seamă la deplasarea pe sectorul de drum în curbă. Respectiv, răspunsul corect este prevăzut în varianta cu numărul 5. Și întrebarea cu numărul 20 și ultima, precizați în ce locuri este interzisă oprirea, prima variantă pe sectorul de drum cu declivitate pronunțată semnalizată prin indicatorul pantă cu declivitate mare și rampă cu declivitate mare. Varianta numărul 2. Pe platforma drumului în apropierea de curba periculoasă sau sfârșitul rampei sectorului de drum în cazul în care câmpul vizual este mai mic de 100 de metri cel puțin într-o direcție. Varianta cu numărul 3 la ieșire de pe teritoriile adiacente drumului și varianta cu numărul 4 în toate locurile enumerate. Din toate răspunsurile propuse. Oprirea este interzisă numai pe platforma drumului în apropiere de curba periculoasă sau sfârșitul rampei sectorului de drum, în cazul în care câmpul vizual este mai mic de 100 de metri, cel puțin într-o direcție, la ieșire de pe teritoriul adiacent drumului și pe sectorul de drum cu declivitate pronunțată, regulamentul interzice doar staționarea. Respectiv, răspunsul corect este prevăzut de varianta cu numărul 2.